Breaking Ungaria a renunțat la limitarea prețului combustibilului pentru companii din cauza deficitului de motorină. Măsura a fost decisă în campania electorală în România. Ciolacu și PSD sunt insistent pe acoperiș. Guvernul maghiar a decis sâmbătă să renunțe la granița prețului de combustibil pentru companiile deținute de companii, cu excepția taxiurilor și a mașinilor agricole, anunță Budapesta Press. Limita de preț a combustibilului este acum valabilă doar pentru persoanele care au o mașină. Guvernul Victor Orban a decis să limiteze prețurile benzinei și motorinei la 480 de forțe pe litru în noiembrie anul trecut, când Victor Orban a fost la alegerile complete pentru alegerile generale. Prețul limitat este de aproximativ 6,3 citit pe litru de motorină, iar prețul normal este de 738 forint pe litru de motorină, adică 9 lei. Decretul publicat în Gazeta Oficială oferă, de asemenea, rezerva strategică a unei cantități semnificative de combustibil pentru a contracara deficitul, precum și creșterea impozitelor pentru companiile petroliere. Ulterior, legislația s-a schimbat, aplicând numai pentru mașinile înregistrate în țara respectivă, deoarece exista un turism cu combustibil. Analiștii și companiile care au stații de servicii au fost încălzite încă de anul trecut că limitarea prețurilor este o măsură nesustenabilă, mai mult ca Ungaria este un importator de produse petroliere. Presa independentă din Budapesta a scris în mod repetat că este o măsură electorală, care vizează asigurarea simpatiei populistului Victor Orban, simpatia electoratului. Vineri, șeful MOL, cea mai mare companie petrolieră din Ungaria, a avertizat guvernul într-o ieșire publică despre deficitul iminent al motorinei din țară din cauza refuzului furnizorilor de a vinde combustibil în această țară. Modelul prețurilor de limitare din Ungaria a făcut și discipoli în România, unde Marcel Ciolacu și alți lideri PSD au solicitat în mod repetat același tip de măsură, respins de NLP. Este evident că trebuie să vină cu o limită clară a prețului, în limite și să aibă toate companiile o marjă de profit, pe care nimeni nu o face o muncă voluntară, spune Marcel Ciolacu în iunie. Citește SIA.